Polițiștii de frontieră arădeni din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nădlac și Nădlac 2 au depistat 40 de cetățeni din Siria, Iran, Irak și Turcia, care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria, ascunși în două mijloace de transport. Primul aparținea unui cetățean român care se deplasa fără încărcătură pe ruta România-Ungaria. În urma efectuării controlului amănunțit al mijlocului de transport, au fost descoperiți ascunși în semiremorcă 24 de cetățeni străini. Persoanele au fost preluate și transportate la sediul sectorului pentru cercetări, unde în urma verificărilor, polițiștii de frontieră au stabilit că sunt cetățeni din Siria, Irak și Turcia. De asemenea, la punctul de trecere a frontierei Nădlac, polițiștii de frontieră au efectuat controlul asupra unui automarfar situat într-o parcare, în urma căruia au depistat în semiremorcă 16 persoane. În cadrul cercetărilor s-a stabilit că sunt cetățeni din Siria, Iran și Irak, ce intenționau să treacă în mod fraudulos frontiera. Polițiștii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți pentru șoferi și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii depistați ascunși, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.